Peste 4 milioane de RON au fost alocate pentru asfaltarea a două drumuri comunale din județul Gorj. Este vorba de drumul din Slivilești și Albeni. Banii provin de la Agenția Română pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale, condusă de Marcel Hoară. Este o continuare a programelor de pe zona minieră și este importantă din perspectiva faptului că aproape 10.000 de oameni vor trăi în condiții mai bune. Contractele de execuție a celor două lucrări vor fi semnate joi la Târgu Jiu. Aceste investiții fac parte dintr-un program mai amplu, denumit Închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socioeconomică. Și alte localități gorjene au beneficiat de acest program în ultimii ani. Astfel a fost reabilitate alea Liliacului din Motru, strada constructorilor din Rovinar, precum și mai multe străzi din Bâlteni și Urdari.